Atunci când nu postez rețete pentru voi, citesc. Și ce citesc sunt cărți care mă inspiră pe mine în domeniul nutriției și am văzut că unii dintre voi chiar v-ați arătat interesat să vedeți ce cărți citesc, ce cărți mă inspiră. Așa că topicul zilei de astăzi va fi să fac un review la cartea Superimunitatea de Joel Fuhrman. Acesta este un doctor și expert în nutriție integrativă. De-a lungul timpului, el s-a specializat în prevenția și reversea bolilor printr-o dietă bogată în micronutrienți. El dovedește că, folosind o dietă adecvată, poți să dai înapoi liniștit bolile de inimă, diabetul și alte tipuri de boli. El a scris cartea Superimunitatea, topicul clipului de astăzi, și alte cărți printre care Mănâncă pentru a trăi. Nu e normal să facem boli indiferent de vârstă. Bolile și afecțiunile nu vin o dată la pachet cu vârsta, ci sunt niște consecințe ale stilului de viață. Cartea are ca scop să explice mecanismul din spatele unui sistem imunitar sănătos și să te împuternicească pe tine cititorul, să ai la dispoziție toate informațiile ca să iei deciziile care te avantajează. Fiecare zi corpul tău se recrădește cu materia primă pe care tu o pui la dispoziție. Deși putem funcționa decenii pe papură, fără simptome, boala nu apare din senin. Apare atunci când corpul și-a epuizat toate resursele și nu se mai poate regenera. Fiecare celulă are nevoile ei. Iar dacă înveți să îi dai fiecărei celule ce are ea nevoie, cu greu te vei mai putea îmbolnăvi vreodată. Ce mi s-a părut interesant este că cartea are referințe la primele concluzii care s-au tras după boala SARS, când a avut ea loc. În cadrul unei epidemii virale s-a constatat că oamenii a căror sistem nervos a fost deja afectat de virus aveau deja o carență de riboflavină, corceptină, vitamina E, seleniu, alfa și beta caroten. Asta tradus în limbaj popular înseamnă că ei nu aduceau în alimentația lor suficient nutrienți care să le aducă aceste vitamine. În special nu consumau destule semințe, nuci, legume, printre care aș aminti de top morcovi, ceapa roșie, avocado, nucile braziliene, semințele de floarea soarelui și așa mai departe. Interesant fapt este că atunci când pacienților li s-a administrat suplimente cu acești factori nutritivi, boala deja începea să dea în regres sau virusul începea să deslipească de celulă, ceea ce însemna că afecțiunea a început să cedeze, sugerând că virusul nu se mai putea atașa de celulă ca să o căpușeze. E bine de știut că fiecare noi avem în fiecare moment celule canceroase în corp pe care un corp sănătos ar trebui să se descurce să le anihileze. Celulele noastre de killer, dacă sunt într-o formă bine întreținută, ele în mod natural recunosc formațiunile canceroase înainte ca ele să le formeze și le sparge petrecerea, ca să zicem așa. Vestea bună este că soluția e la îndemâna tuturor, dar nu vă ambalați, nu este vorba despre un remediu la repezeară, ci despre o întreagă schimbare a modului în care percepem starea de bine și starea de sănătate. Viața de zi cu zi nu este lipsită de riscurile ei și o alimentație corectă sau o alimentație mai sănătoasă nu poate opri orice formă de îmbolnăvire sau orice afecțiune, dar cu siguranță poate să-i scadă considerabil riscul. Este vorba despre compuși de origine vegetală, fără de care nu ne putem bucura de sănătate și de calitatea vieții pe termen lung. Mă refer aici la antioxidanți și la întreaga familie a carotenoizilor, printre care licopen, alfa-caroten, beta-caroten, luteină și zeaxantină. Și o grămadă de alți compuși fitochimici, printre care acidul alfa-lipoic, flavonoidele, bioflavonoidele, polifenolii, corceptina și compuși din usturoi. Din moment ce nici produsele procesate, nici produsele de origine animală nu prezintă nici unul dintre acești factori antioxidanți sau vreunul din compușii fitochimici, nu e de mirare că alimentația modernă provoacă efectiv boala în mod spectaculos. Cu alte cuvinte, mâncăm ca să ne îmbolnăvim. În lipsa acestor antioxidanți, boala este ceva de așteptat. Cei mai mulți din acești antioxidanți devin disponibili corpului prin consumul de cât mai multe fructe și legume în stare crudă. Ok, ca să vă faceți o impresie, un om perfect sănătos, care, să zicem, nu are nicio boală, ca să-și mențină starea de bine, trebuie să consume undeva pe zi la 5.000 de unități ORAC. Adică, ORAC înseamnă unități antioxidante, vine de la Oxygen Radical Absorbance Capacity. Cu alte cuvinte, capacitatea de absorbție a radicalilor de oxigen. Dacă omul este deja bolnav și are afecțiuni cronice, nivelul de antioxidanți sau nivelul de ORAC pe care el trebuie să-l consume zilnic crește la nivelul de sute de mii. Doar cu supă de pui și cu covrigei nu se poate ridica nivelul de antioxidanți nici într-o mie de ani.
Pentru că în carte am găsit lista în engleză, o să vă las lista în română a doctorului nostru român Călin Mărginean. O să vă las în descriere. E o listă mare cu top alimente în ordine descrescătoare a nivelului de antioxidanți pe care îl aduce. Ce pot să vă zic ca să nu plecați acum din video ăsta cu mâna goală? Îs niște antioxidanți pe care eu îi consum zilnic. Scorțișoara Silion, că e mult mai bună decât aia acasă, mai ales dacă o iau în cantități mai mari. Turmenicul, piperul. Turmenicul și piperul, astea vin împreună la pachet. Sunt mult mai biodisponibile dacă sunt consumate împreună. Carobul sau pudra de roșcove și cuișoare. Teoria ca teoria, dar când e vorba de pus în practică, nu îți mai aduce aminte ce-i cu homocisteina și cu legătura dintre bioflavonoide și zeaxantină. De aceea, dacă uiți tot ce am vorbit până acum, nu e nicio problemă, dar reține următoarele 5 grupe de alimente care, dacă le consumi zilnic, o să te ajute să ai o imunitate de fier. În top, primul sunt legumele crucifere, cum ar veni broccoli, varză, broccoli, ridichi, rucola, gulie. E bine de știut că cruciferele oferă protecție dublă împotriva cancerului comparativ cu legumele normale. Dacă legumele normale consumate îți oferă o protecție, ei bine, așa să te gândești că cruciferele îți oferă protecție dublă, adică de două ori mai mare. Aceeași porție, aceeași cantitate îți oferă dublă protecție împotriva cancerului. De preferat ar fi să fie consumate crude sau legătiță, ele nu-și pierd din proprietăți, mai ales dacă le păstrați puțin mai al dente, doar la abur. Deci, nu le fierbeți până se fac papă sau până își pierdă culoarea aia verde. A doua categorie sunt ciupercile. Dacă cruciferele sunt regii superimunității, atunci ciupercile sunt reginele. S-a demonstrat prin multe studii că ciupercile reușesc să sporească protecția imunitară. Mai exact, sporește activitatea celulelor T-killer, da, celulele T-killer sunt acele celule polițiști care reușesc să identifice acele celule mutante care devin rebele și încep ele să-și facă de cap, să facă formațiuni mutante canceroase. Aici intră ciupercile mari, portobello, cremini, pleotros, toate au afecțiune anticancerigene, adică împiedică alterarea ADN-ului. Împiedică tumorile să continue să se alimenteze sau să se extindă. Ce mi s-a părut interesant în carte a fost un studiu în care pe femei, care s-a arătat femeile care consumau în fiecare zi 10 grame de ciuperci, prezentau o incidență a cancerului redusă cu până la 64%. Iar femeile care consumau concomitent 10 grame de ciuperci împreună și cu ceai verde, incidența cancerului scădea până la 84%. A treia categorie de alimente cu care vrei să te împrietenești sunt fructele de pădure și rodile. Aici intră cojii, afine, smeură, căpșuni, toate sunt considerate superalimente pentru că au proprietăți foarte bune antioxidante. A patra de categorie de alimente cu care vrei să te împrietenești sunt ceapa, usturoiul, prazul și tot familionul. Adesea le ocolim din motive sociale evidente, dar dacă reușești să le integrezi în alimentația ta, vei fi numai cât de câștigat. Alimentele care opresc activitatea anormală dintr-o celulă sunt toate cele de culoare negru, din cauza conținutului mare de resveratrol. Aici intră struguri negri, quinoa neagră, orezul negru. Interesant de știut este că, pe vremea regilor, doar regele avea voie să mănânce acest orez negru din cauza proprietăților lui antioxidante pentru că asigura longevitatea regelui. De acolo vine și supra-denumirea lui de orezul interzis pentru că oamenii de rând sau plebea nu aveau voie să mănânce acest orez care era destinat doar regelui. Și alt factor antiinflamator pe care Fulman nu specifică în carte este un aport zilnic de omega-3. Dacă căutați o sursă de omega-3 vegetală, cel mai mult se găsește în uleiul de in sau semințele de in râșnite. În schimb, sunt și alimente care scad imunitatea și chiar încurajează activitatea tumorală într-o celulă, cum ar fi produsele care au la bază făina albă și zahărul. Și nu în ultimul rând, ultima categorie de alimente, numărul 5, însă semințele. Fulman le iubește foarte mult și le asociază cu longevitatea. Ele sunt bogate în proteine și grăsimi, la fel ca și produsele de origine animală, dar efectele lor asupra corpului sunt total diferite. În loc să producă boala, cum face produsele de origine animală, ele o împiedică și îi inversează evoluția. Semințele de in sunt o sursă excelentă de omega-3, care este esențială pentru o stare de sănătate pentru tot corpul. Se recomandă a fi consumate pe loc, râșnite, pentru că păstrează cel mai bine proprietățile așa. După aia, iară, semințele de floarea soarelui, care sunt foarte bogate în seleniu, vitamina E,
Semințele dovleac și ele sunt o sursă bună de acizi omega-3, fier și seleniu. Dar semințele de susan au cantitatea cea mai mare de calciu raportată la 100 de grame comparativ cu oricare alte alimente. Ok, aș putea să mă opresc aici, dar nu vă las la jumatea drumului. Vă mai las încă două idei pe care eu le-am regăsit în carte și mi s-au părut super utile. Și anume, Furman are un capitol care se adresează ce trebuie să știm despre răceală și gripă. Toată lumea ar trebui să fie conștientă până în momentul de față că antibioticele nu ucid virusurile, nu ajută la refacerea după ce ai avut o afecțiune virală. Antibioticele pot trata strict afecțiunile bacteriene și atât. În cadrul tratamentelor cu antibiotice se pierde fiecare dată până la 100 de bacterii de-astea pozitive din intestin. Dacă ai probleme de imunitate sau ești predispus destul de des la infecții, mai degrabă ia în calcul administrarea unui supliment de resveratrol sau alimente care să aducă resveratrol într-o cantitate decentă și zilnic și redus sau dacă nu scoate de tot zahărul adăugat din alimentația ta. Dacă chiar se întâmplă, o trebuie să ții o cură cu antibiotice, e bine de știu că probioticele chiar ajută la refacerea florei intestinale, doar că poate dura cam până la un an până se reface complet toată flora ta intestinală care ai avut-o acolo. Pe de altă parte, dacă nu menținem în permanență o alimentație sănătoasă, bucată în fibre, efectele benefice ale probioticelor se duc pe apa sâmbetei de la momentul în care încetezi să le administrezi. Prin urmare, ceea ce mâncăm este în continuare cel mai important factor în menținerea sănătății florei intestinale. Bacteriile bune se hrănesc cu fibre și amidon rezistent, în vreme ce bacteriile rele se hrănesc cu zahăr și cu produse de origine animală. Faza nașpa la antibiotice este că efectiv anulează capacitatea celulelor noastre de a recunoaște când vine un intrus sau un factor patogen și lasă să se desfășoare, să-și facă de cap. Na, ok. Acum, dacă vorbim de răceală, trebuie să luăm în calcul, să aducem în discuție topicul zincului. Are un impact foarte mare asupra sistemului imunitar și, din păcate, majoritatea oamenilor se află la limita deficitului. Aportul zilnic de zinc indicat ar fi undeva la 15 mg. Zincul ajută foarte mult celula să țină departe acești virus ca să nu se căpușeze de celulă și să își facă culcuș acolo. Surse de zinc din plante ar fi ciupercile și trache, linte, tofu, mai sunt câteva, acum nu-mi vin în minte. Asigurarea unui raport zilnic de zinc reduce garantat durata răcelilor. Dacă la aceasta mai adaugi și vitamina D pe toată durata anului, este super. Vitamina D e cel mai fain și o putem lua de la soare. Să trecem în revistă ce am descoperit. Deci, în caz de răceală, este o pietre de vreme, supa de pui și vitamina C, clar. Posibil utile ar fi zincul și vitamina D. Ok, video s-a început să vină foarte lung. Încerc să mă opresc aici, dar dacă ai uitat tot ce am vorbit până acum, nu uita să mănânci în fiecare zi câte o salată, câte o jumătate de cană de fasole sau linte, legumă în supă sau în orice alte preparate, gătite la abur sau crude, apoi cel puțin 3 porții de fructe proaspete pe zi, ideal ar fi fructe de pădure, rodii, vișne, prune, portocale, dar bineînțeles orice fruct e bun. Apoi mănâncă în fiecare zi cel puțin 30 de grame de nuci și semințe crude, mănâncă în fiecare zi câte o porție de legume verzi, ori crude, ori la abure, până la să nu-și pierdă culoarea, fie în supe sau în mâncăruri. Ok, acum am învățat cum să construim, să vedem și cum să nu stricăm pe cealaltă parte. Evite aceste 5 alimente mortale. Carne la grătar, din cauza că are o grămadă de benzpiren, echivalentul la nu știu câte țigări fumate. Apoi carne procesată și carne din comerț. Stai departe de alimentele prăjite. Lactatele și grăsimile trans. Aici intră margarina și foietajele. Apoi, băuturile artificiale cu zahăr sau îndulcitori artificiali. Și bineînțeles, am pomenit și mai înainte produsele din făină albă. Ok, și acum, deși l-am lăsat la urmă, nu-i deloc de neglijat efectul mișcării asupra longevității. S-a constatat că oamenii care făceau mișcare cel puțin 30 de minute pe zi, riscul de contactare a unor virusuri sau unor boli era scăzut până la 40%. Cel puțin asta spune Furman în studiile din cartea lui. Adică chiar dacă aceste persoane care făceau mișcare contactau un virus sau o boală, recuperarea lor era mult mai repede și mult mai ușoară decât la persoanele sedimentare. Când vine vorba despre sport, nu este suficient să faci doar niște plimbări, ci niște exerciții mai solicitante, cum ar fi joggingul sau săritul pe loc, săritul cu coarda,
iar dacă ai articulații mai sensibile, ia în calcul săritul pe trambulină. Asta nu înseamnă că implicarea în competiții de maraton îți sporește longevitatea. Exercițiile extreme sunt un stres suplimentar pentru organism și îl face să producă mult mai mulți radicali liberi decât este necesar. Dar, bineînțeles, sportivii care se angrenează în astfel de activități, ei știu foarte bine ce fac și deja au și-a făcut temele de casă și își asigură o nutriție la nivel celular corespunzătoare cu nevoile corpului lor. Asta a fost pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest clip cu review la carte. Pentru mai multe informații, citiți integral cartea Superimunitatea de Joel Furman. Dați un like la acest clip, eu și Joana mereu apreciem susținerea și implicarea voastră. De asemenea, dați dislike dacă nu vă place de Joana. Dacă ați rămas pe fir până la finalul acestui clip, sunteți toți ai noștri, așa că Joana vă pupă și pe voi. Și până data viitoare, aveți grijă de voi!